Salut băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod de Amazon, mai clarificăm din lucruri. Din câte se vede azi, stăm, nu mai suntem la dubă, mai avem și zile libere, nu? Mai stăm și pe acasă. Așa. Videoclipul de azi face referire la contabilitate. E o continuare la celelalte videoclipuri, pentru că toate au niște pași. Dacă urmezi pașii ăștia, n-are cum să-ți fie rău în Amazon sau la alte companii de livrat. Dar așa lucrează Amazonul, eu zic din experiență proprie. Așa, te-ai angajat, știi cât de cât engleză sau să zicem nu știi, începi munca, da? De ce zic contabilitate? Pentru că tu când te angajezi, în primul rând tu nu te angajezi la Amazon, tu te angajezi la niște parteneri. Partenerii ăștia, de exemplu, la depozitul unde lucrezi tu te angajezi la un partener al Amazonului, da? DSP îi zice, Delivery Service Partner. DSP-ul ăsta te angajează de fapt pe tine, înțelegi? Deci tu nu lucrezi la Amazon. Nu lucrezi la Amazon firmă mare, lucrezi pentru Amazon, dacă are sens. Și poți să te angajezi în două feluri, ca self-employed, adică PFA în România sau... aici îi zice, da, self-employed, sau LTD, cu companie. Cu companie e mai bine câteodată, că poți să mai angajezi tu la rândul tău. Și după ce te-ai angajat, îți trebuie un contabil. Tu, da, ca self-employed, tu poți să faci singur chestiile astea, da? La sfârșitul anului, poți să-ți declari singur banii, poți să-ți... faci singur lucrurile, dar e mai bine să ai un contabil, că nu îi dai mult. Îi dai acolo, nu știu, câteva zeci de lire și te-a rezolvat. Înțelegi? Deci nu-i mult. Dar ai nevoie de contabil, pentru că, și asta e pasul următor, de-aia am zis de contabilitate, tu când te angajezi, după ce te-ai angajat, o să primești la un moment dat niște bani, da, în contul ăla pe care tu l-ai declarat, unde să-ți vireze bani. Și tu o să primești, de exemplu, nu știu, 500 de lire în prima săptămână, după aia o să primești 800, 900, depinde cât lucrezi, da? Și tu trebuie să știi, înțelegi? Ți-am zis, de-aia interesează-te ce se întâmplă în jurul tău, că atunci o să-ți fie ușoară viața. Trebuie să știi ce sunt cu banii aia, da? De unde vin. Că nu, de exemplu, 500 de lire, da? Poate ți-a dat Bezos, că i-a plăcut de tine, Bezos fiind șeful mare. Poate i-a plăcut de tine și ți-a dat 500 de lire. Sunt sarcastic, dar... n-ai de unde să știi de unde-s banii aia, da? Trebuie să știi, trebuie să fie negru pe alb. E fluturașul de salariu din România. Acum tu dacă ai lucrat la negru, treaba ta. Fluturașul de salariu din România. Ăla e o dovadă la ce ai lucrat tu. Așa că, după ce te-ai angajat, vorbești cu managerul, să fii sigur că o să primești fluturașul de salariu, înțelegi? Adică le dai ce îți cer ei, un e-mail... Un număr de telefon, dar de obicei îi sunt tu pe ei și le zici, da, salut, salut. Dacă nu vrei tu să vorbești, la fel, rogi pe cineva, știi, să te ajute. Dar după 3 săptămâni alea, când o să începi să primești primii bani, e bine să primești și fluturașul de salariu. Pentru că pe aia îi păstrezi și după aia la sfârșit de an, când se face aprilie, că aici anul financiar fiscal se termină în aprilie. Și îi dai direct contabilei sau contabilului. Îi le dai direct, ăla îți face foile, uite, ai de primit atât sau ai de dat atât. Nu sunt sume imense, pentru că tu ai negru pe alb, înțelegi, și ăștia îți dau banii cum trebuie. Deci e foarte ușor să te interesezi și să ai grijă de contabilitatea ta. La început nu o să primești prea mulți bani, ți-am zis. Deci, dar totul trebuie să fie negru pe alb. De-aia cum și eu fac înainte de video, am aici pe un carnețel și zic chestiile astea, trebuie să ai negru pe alb, pentru că se întâmplă chestii. Deci, sper că ați ținut minte ce v-am zis și dacă v-a plăcut și orice comentariu și orice un like, un subscribe, vă rog dați, ca să ajungă la cât mai multă lume, avem nevoie să știm ce se întâmplă în jurul nostru, că atunci o să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noștri. Deci dacă v-a plăcut și dați în continuare like, subscribe și ne auzim data viitoare.